Emisiune susținută de Gerocosen. Algele marine reprezintă un neprețuit dar al naturii, datorită compoziției lor de excepție. Japonezii, chinezii, europenii din țările nordice le foloseau de mii și mii de ani, datorită beneficiilor lor, atât pentru sănătate, cât și pentru frumusețe. Iar astăzi, o algă marină brună, Fucus vesiculosus, și-a demonstrat beneficiile în domeniul cosmeticii. Și noi, astăzi, ne putem bucura de toate aceste beneficii grație noilor produse cosmetice românești care includ acest ingredient de excepție. Dintre cele peste 20.000 de specii de alge cunoscute, se folosesc în mod uzual doar 20, dar acestea constituie o preocupare de bază pentru cercetători din diverse colțuri ale lumii și din diverse domenii, din domeniul alimentației până în domeniul cosmeticii, datorită unicității compoziției acestora, ele fiind bogate în vitamine, oligoelemente, aminoacizi. Algele sunt un ingredient cunoscut încă din antichitate, ca aliment în Japonia, apoi în Grecia antică s-au utilizat chiar cu scop fitoterapeutic pentru ca antiinflamator, antiiritant, apoi s-au folosit în produse anticelulitice pentru drenaj și acum în ultimii ani s-au descoperit beneficiile algelor pentru îngrijirea pielii. În industria cosmetică se folosește o specie aparte, Fucus vesiculosus, o algă din apele Atlanticului de Nord. O algă denumită Fucus vesiculosus, o algă brună care crește pe coastele Atlanticului, în apele de mică adâncime de la Marea Nordului, Marea Baltică, zone nepoluate, deci algele sunt în starea lor cât mai pură. Noile trenduri în privința ingredientelor cosmetice sunt deja prezente și la noi. Prin participarea la târgurile de profil pentru industria cosmetică, acolo unde se lansează cele mai noi ingrediente, am constatat, participând la aceste târguri, am constatat că algele marine sunt noul ingredient miraculos pentru îngrijirea tenului. Și asta deoarece conțin nenumărate vitamine din grupul vitaminelor B, vitamina C, minerale, oligoelemente, proteine, aminoacizi, deci un adevărat elixir pentru îngrijirea pielii. În plus, studiile efectuate pe piele au demonstrat, de exemplu, în Jurnalul de Științe Cosmetice, este publicat un studiu cu un gel 1% cu alge, cu extract de alge, aplicat timp de 5 săptămâni, s-a constatat o îmbunătățire vizibilă a aspectului tenului, în sensul că pielea era mai fermă, mai elastică, mai tânără, putem spune. Iată care sunt, pe scurt, beneficiile algelor în domeniul cosmeticii, conform specialiștilor. Algele au o mulțime de beneficii. Sunt hidratante, antiiritante, sunt antioxidanți naturali, deci previn îmbătrânirea prematură datorată radicalilor liberi din atmosferă. Și în felul acesta netezesc pielea, o mențin tânără, suplă, fermă. Algele marine se folosesc în produsele cosmetice în combinație cu alte ingrediente, în funcție de categoria de vârstă pentru care sunt concepute respectivele produse cosmetice. O cremă hidratantă pentru 25 de ani, de începând cu vârsta de 25 de ani, o cremă antirid pentru primele riduri, deci de la vârsta de 35 de ani, o cremă pentru pielea matură, cremă antirid intensiv de la 55 de ani, crema de noapte care se adresează oricărei vârste pentru că completează crema de zi, o cremă specială pentru ochi și, bineînțeles, laptele de machiant. Crema hidratantă pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani este o cremă ușoară realizată pe bază de alge marine în combinație cu acidul hialuronic, care, așa cum știe toată lumea, este un ingredient hidratant foarte eficace. În plus, conține și un complex de uleiuri naturale ușoare care se absorb rapid și mențin hidratarea pielii. Argan bio, susan, avocado. Crema pentru primele riduri, cum îi spunem noi, crema antirid de la 35 de ani,
conține un complex sinergic de ingrediente anti-rid, adică am combinat algere marine cu colagen marin, cu acesta și el având un efect filmogen și de netezire a ridurilor, și în plus avem același complex natural de, pe bază de uleiuri, ulei de jojoba de data asta, de argan bio, de avocado și combinat și cu untul de shea. Crema antirid pentru pielea matură, vârsta de la 55 de ani, este o cremă bogată, mai bogată atât în substanțe naturale grase, cum ar fi uleiul de jojoba, de argan, de susan, deci un complex de uleiuri susținut de un complex care acționează sinergic de substanțe active marine, adică am combinat algele marine cu colagenul marin și polizaharide marine. Toate acestea au un efect intens antirid, netezind ridurile și prevenind apariția de noi riduri. Dincolo de toate acestea, este recomandată, firesc, și utilizarea unei creme de noapte, pentru că, așa cum se știe, tenul se regenerează în timpul somnului și ar fi indicat să-l ajutăm și noi cu substanțe hrănitoare, cu creme special concepute. Crema de noapte completează acțiunea cremei de zi, în special pentru că în timpul nopții toate procesele de regenerare a pielii sunt mai intense. Atunci când corpul se odihnește, celulele lucrează și se regenerează țesutul, se reînnoiesc celulele, deci tenul dimineața este mai proaspăt și mai frumos. Dar îl ajutăm și noi cu această cremă de noapte ce conține alge marine și colagen marin și un complex de substanțe naturale hrănitoare, un deșea, ulei de migdale, ulei de argan bio. Esențială este însă și curățarea tenului și utilizarea unui lapte de machiant. Chiar dacă nu ne-am machiat într-o zi, seara tot este indicat să folosim un lapte de machiant pentru a ne curăța tenul de praful și impuritățile de peste zi, pentru că și fără să vrem, în orașele atât de poluate în care trăim, seara tenul nostru va fi destul de încărcat de impurități. În tot procesul acesta, esențială este și demacherea, pentru că nu putem să punem o cremă peste un ten încărcat și pentru că în felul acesta nu ar penetra în straturile inferioare ale epidermei unde trebuie să-și facă treaba. De aceea avem laptele de machiant pe bază de alge care curăță tenul de impurități, de praf, de machiaj și lasă pielea pregătită pentru aplicarea cremei. O atenție specială trebuie însă acordată pielii mult mai fine din jurul ochilor, care este prima care se ridează. Printre ingredientele des utilizate pentru aceste cosmetice, pe lângă substanțele hrănitoare și hidratante, se numără și cafeina, iar mai nou și algele marine. Toți suntem acum lipsiți de suficient somn, suntem mai obosiți, cearcănele și pungile sub ochi pot apărea chiar și la tinerețe. De aceea această cremă pe bază de alge marine, coenzima Q10 și cafeină ajută la îndepărtarea cearcănelor și a pungilor de sub ochi, hrănește pielea aceasta care este foarte sensibilă în jurul ochilor și o protejează împotriva apariției acelei inestetice laba gâștii, cum se spune în mod popular. România are însă o bogată tradiție în utilizarea extractelor naturale din plante, în utilizarea mierii, a lăptișorului de matcă, a uleiurilor naturale în produsele cosmetice. Așadar, utilizarea unor noi ingrediente naturale, precum extractele din alge marine, completează firesc această direcție. Acum că este această discuție cu utilizarea ingredientelor naturale în loc de a utiliza ingrediente sintetice, deoarece cele naturale sunt mult mai sigure și mult mai sănătoase, noi am avut această politică încă de la început. Am lucrat cu extracte de plante naturale, cu multe uleiuri. Tradiția și munca producătorilor români, felul în care ei știu să fie atenți și să urmeze tendințele de pe piața internațională a cosmeticelor, faptul că de la bun început au urmărit ca produsele lor să fie cât mai naturale, face ca produsele cosmetice românești să fie apreciate nu doar de consumatorii români, ci să înceapă să aibă succes și pe alte piețe.
Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Gerocosen.